Ovid, care de curând, cred luna trecută, nu? Ați, ați finalizat runda de zonă pe Sibling. Noi vă știm de mai de mult, am și folosit serviciile voastre de ticketing la o conferință de tech, TechFace, care am organizat în 2018, în Cluj și în București. Dar știu că Ovid nu e doar serviciul de ticketing, așa că o să pe tine să ne spui pe scurt un fel de Twitter pitch ce problemă rezolvă startup-ul vostru. Uh. Hello! <laughs> Încerc să mă conectez pe ambele zone. Uh, problema pe care o rezolvă OVID uh, este lipsa experienței în e-commerce um, și în comerțul digital. Uh, practic, noi suntem în locul acela în care experiențele se întâlnesc cu comerțul. Uh, și, deși uh, zona aceasta de evenimente. Pare îndepărtată de e-commerce. Nu este chiar așa. De fapt, ceea ce ne-a ajutat pe noi să construim produse de live shopping este experiența pe care am avut-o la festivaluri și în care am înțeles ce înseamnă experiența în achiziția de bunuri, în special pentru generațiile mai, mai noi, millennials și gen Z. Um, feeling pe care îl ai când cumperi un burger sau uh, o cola sau o bere la festival nu se compară în niciun fel cu feeling pe care îl ai când mergi să-ți iei o haină în nu știu, Zara sau H&M. Deci sunt, sunt zone radical diferite și sunt, uh, sunt concepte pe care până în momentul acesta retailul tradițional, dar și cel de e-commerce, nu le-au le adoptat. Iar misiunea noastră este să rezolvăm această problemă de a aduce experiențe în comerț. Uh, Următoarea mea întrebare are legătură cu lansarea voastră pe Sirpling și aș vrea să construiesc puțin pe răspunsul dat de Florin și început de, de Andrei, uh, și anume cum plăniți voi acum la final de campanie să construiți relația cu investitorii? Adică ați adunat totuși un număr destul de important de oameni, uh, sunt 57 dacă știu bine, de microinvestitori, să-i numim așa. Uh, cum, cum, vedeți voi relația cu ei pe viitor și cum plăniți să-i angrenați în, Adică eu văd și ca o resursă importantă în, nu știu, networking sau... Dar te las pe tine să-mi spui cum, ce planuri aveți pentru asta. Planul nostru este să, să-i cunoaștem în primul rând, pentru că nu-i cunoaștem, nu știm cine sunt, dar am vrea să-i cunoaștem și probabil vom proceda în, același fel în care am procedat și cu ceilalți investitori de până acum, pornind de la Angel Investors cu alții seed investors. În primul rând, comunicăm cu ei pentru... Ei sunt prima linie de testare a ipotezelor noastre. Nu înseamnă că îi ascultăm de fiecare dată, dar îi întrebăm ce părere au despre ipotezele noastre. Um, uh, al doilea este cel legat de informarea um, periodică legată de evoluție. Uh, am auzit de aceea lună în care, adică raportarea la o lună la toți investitorii noștri este imposibilă, nu putem să comunicăm și probabil la ceva de genul ăsta te poți aștepta la o companie listată pe bursă. Uh, Cred că există o nevoie de evoluție și în zona de înțelegere a investițiilor. Noi suntem o echipă de trei manageri, iar acum trebuie să lucrăm cu aproximativ 60 de investitori. Nu putem să facem o relație directă cu fiecare dintre ei în fiecare lună, dar vrem să interacționăm cu ei și vrem să înțelegem cine sunt uh, și ne bucurăm să-i cunoaștem. Um, până în momentul acesta, unul singur a făcut reach out pe Facebook către noi. Uh, nu știm cine sunt, uh, dar am, am vrea să-i uh, să cunoaștem și um, să lucrăm alături de ei uh, în a duce schimbarea noastră. Am, pe de altă parte, trebuie să înțelegem că piața noastră primară este US. Sunt relativ mici șanse ca în această piață și în setul de investitori pe care au intrat acum, să existe experți în migrarea business-urilor din România către US. Este o cultură radical diferită um, și atunci uh, acesta este motivul pentru care uh, facem ping-pong de informații, uh, dar, așa cum probabil te aștepta, decizia finală este la cei care sunt responsabili pentru decizia finală, adică noi. Uh, primul lucru pe care l-am observat uh, după încheierea um, am greșit. Au fost doi investitori care au făcut reach out. <laughs> Primul lucru pe care l-am observat după încheierea campaniei este nivelul de responsabilitate mult mai ridicat. Unul dintre investitori este unul dintre prietenii din copilărie care știu sigur că a investit din propriile economii. În momentul în care ai genul acesta de involvement, știi că ești responsabil de o decizie foarte personală a cuiva Există foarte multă încredere implicată acolo și trebuie să respecti acest, acest nivel de, de, încredere. Asta este ipoteza de la care pornim de fiecare dată când ne gândim cum construim relația. Super, mulțumesc, mulțumesc pentru răspuns, Mihai. Și aș vrea să îți pun o ultimă întrebare legată de ceea ce ai menționat tu, că da, piața voastră principală este cea din US. Și, din ce am văzut, headquarter ul vostru este în Austin, Texas. Și atunci, întrebarea care vreau să pun e de ce nu ați ales să ridicați finanțare în state și de ce ați venit în România pentru runda asta? Noi n-am plecat din România, În birourile noastre de research and development sunt aici. Runda pe care vreau să o ridicăm este ceea ce numim Bridge Round. Era o rundă relativ mică pentru piața din US. Nu se încadra nici în zona de. Uh, seed investment nici în zona de Series A uh, și ne-ar fi fost mai greu să ridicăm această uh, rundă acolo. Uh, următoarea rundă, cea de Series A, vrem să o strângem în, uh, în US. Ne-am bucurat să, să avem acest răspuns în piața de, de capital din România. Pentru toți a fost o surpriză, nu ne-am așteptat și am, am fost uh, foarte, uh, foarte, foarte plăcut impresionați de implicarea uh, colegilor de la Sidlink.